completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a 8-a și de către părinții acestora asistați de diriginții claselor a 8-a se derulează până pe 7 iulie și va fi urmată de repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat în 12 iulie. Repartizarea se face ordonând candidații în județul Timiș descrescător după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate. Ordonarea candidaților se face după mai multe criterii: media de admitere, media de evaluare națională, media generală de absolvire a claselor 5-8, nota obținută la proba de limbă și literatura română din cadrul evaluării naționale, nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării și nota obținută la proba de limbă maternă, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.